ziua, ce v-a scos astăzi în stradă? Astăzi ne-a scos în stradă nemulțumirile, în primul rând, salariale. Suntem în cea de-a 6-a zi de grevă generală. Bineînțeles, ne nemulțumește faptul și ne-a determinat să ieșim în stradă concomitent cu desfășurarea grevei, atitudinea guvernului care a venit zilele trecute cu această ofertă de a ne oferi prime educaționale, vouchere sau carduri, nici noi nu mai știm cum se numesc, lucru care ne face să ne simțim jigniți. Noi ne dorim o creștere salarială pentru că avem de plătit facturi, avem de întreținut copii la școli, în facultăți, rate la bănci, prețurile au luat-o pe un trend ascendent, chiar s-au dublat, triplat prețurile alimentelor de bază. Deci e un lucru care nu-l mai putem suporta și vedeți, colegii sunt în piață în număr chiar foarte mare și mă bucur acest lucru. Știm foarte bine însă că nemulțumirile salariale nu sunt singurele motive care v-au adus în stradă. Ce anume mai supără? Categoric. Și statutul nostru al personalului didactic și chiar demnitatea de cadru didactic ne-a făcut să ieșim în stradă, deoarece nu doar salarizarea, ci gândiți-vă și noile legi ale educației prevede o ieșire la pensie la 70 de ani, în timp ce alte categorii ies la pensie la 45 de ani. Ecartul este foarte mare. Vorbind despre legile educației, ce anume vă mai nemulțumește în privința lor? În principal, legea educației ne mulțumește pentru că inițial în proiectul apărut anul trecut era o prevedere în care se spunea clar că salarizarea pornește pentru profesorul debutant de la Saradu salariul mediu brut pe economie, care ulterior nu s-au mai regăsit în noile proiecte și chiar în forma finală. E un alt lucru. Și mai sunt câteva lucruri care ne mulțumesc în noua lege și mă refer aici la beneficiile pe care le pot avea cadrele didactice. Adică acolo, chiar dacă au fost cuprinse că vom primi două prime la ieșire la pensie, două prime la, sau trei prime la instalare, nu știm dacă se vor aplica, pentru că și în vechile legi erau prevăzute, mai ales pentru pensionare, două salarii care nu s-au aplicat din 2010 până în prezent. Știm că printre cadrele didactice se află și îngrijitoare, bibliotecare. Sunt și ei nemulțumiți de condițiile în care lucrează. Categoric. În grevă generală este întreg personalul din învățământ, inclusiv personalul nedidactic, didactic auxiliar și didactic de predare. Pentru nedidactic, că vă refereați la această categorie, se află printre noi și în grevă, deoarece, în primul rând, aveau un regulament de sporuri care nu s-a aplicat, chiar regulament apărut în 2018 și față de alte categorii bugetare, acesta pentru învățământ nu există. Vorbim de ore suplimentare neplătite. Orele suplimentare se referă strict pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar. Într-adevăr, această categorie stau, știm foarte bine, peste program în anumite perioade. Când apar, spre exemplu, versiuni noi ale programului EduSal, astfel încât aceste colegi ale noastre rămân chiar peste program până noaptea târziu sau sâmbătă și duminica și lucrează pentru a realiza salarizarea în EduSal. Sunt profesori care spun că nu se simt în siguranță în școli. Despre ce este vorba? Categoric și acest lucru ne mulțumește. Sunt foarte bine că în ultima perioadă au avut loc mai multe evenimente nedorite și au dreptate, pentru că ne simțim în siguranță în orice moment, putem fi atacați de elevi și, după cum vă aduceți aminte, noi am propus cândva o inițiativă legislativă pentru apărarea și integrității fizice a personalului didactic, numai că aceasta nu a devenit lege. Ea a rămas doar la statul de inițiativă și atât. Știm că mai devreme ați fost într-o ședință la prefectură. Ce s-a discutat? Aveam programată Comisia de Dialog Social la nivelul prefecturii. Am adus la cunoștință prefectului nemulțumirile noastre și cam atât. Deciziile nu se iau aici, deciziile se iau la nivel înalt. Noi doar ne-am făcut datoria să le aducem și să fie transmise de jos în sus. Dar cu siguranță știu și cei de sus exact care sunt nemulțumirile noastre. Și știm că mâine se anunță un protest mare și la București. Vor participa și... Sigur că da, mâine vom fi la București. Sunt anunțați în jur de 20.000 de participanți.
Vom porni în marș din Piața Victoriei până în, la Palatul Cotroceni. Sperăm ca domnul președinte Iohannis să ne primească și să discute cu noi și să ne ajute ca astfel încât România educată în programul lui să-și atingă obiectivul în toate punctele de vedere. Ce să mesaj? Nu fie o România ieșuată. Ce mesaj aveți pentru colegii care protestează? Le doresc să fie fermi pe poziție, să nu cedăm presiunilor și altor directive care vin din diferite zone și trebuie să mergem până la capăt, până când ne obținem demnitatea noastră de cadru didactic și personal angajat în sistemul de învățământ.